Germania va elabora marți planul care prevede trimiterea a 1200 de militari și echipamente pentru misiunile de susținere a coaliției care atacă pozițiile din Siria ale rețelei teroriste stat islamic. Planul trimiterii efectivelor și echipamentelor militare ar urma să fie aprobat de guvernul german în ședința de marți, după care va fi supus votului parlamentului. După atentatele de la Paris, guvernul Germania a decis trimiterea unei nave militare în estul Mării Mediterane și a unor avioane de recunoaștere pentru a oferi ajutor cu coaliției internaționale coordonate de Statele Unite care atacă poziții în Siria și Irak ale rețelei teroriste stat islamic.